două secunde. Suntem 20 noiembrie da. 2018. Cum vă numiți? Jică Băncină. Domnul Băncină, dumneavoastră ați venit la mine operat fiind de dureri de spate. Povestiți un pic când v-ați operat de dureri de spate. 2013. În 2013. N-ați știut de mine v-ați operat. Bun, după operație, mi se pare că ați trăit, puneți cum, cu dureri. Durere. Eram gata să plec la cuțit iar, în iarnă. Așa. Bun, întâmplarea așa face că în sat am avut eu un pacient. Cum s-a întâmplat că ați ajuns la mine? Întâmplător am dat pentru un prieten care a fost la dumneavoastră. Am înțeles. Și ce v-a spus prietenul? El era pe fază să a plecat la cuțit. Și a spus, nene, eu am găsit undeva, nu m-am nevoie de cuțit. Incredibil. Bun, într-adevăr, operația durerilor de spate fără bisturiu, pe care o fac eu, am inventat-o și brevetată, are martori mii de pacienți în curs a mai multor zeci de ani. De 40 de ani fac asta. Nu e o laudă, e o faptă. Noi am făcut o procedură. Plimbați-vă, spuneți vă rog cum vă simțiți după prima procedură. Plimbați-vă. Numai un pic să arăt operația, numai puțin. Opriți-vă puțin. Asta e operația dumneavoastră, făcută unde? La Iași, da? La Iași, bun. Așa. Plimbați-vă puțin și spuneți cum vă simțiți după prima mea procedură. Haideți, vă rog. În comparație cu înainte. Nu cu lauda, cu fapta. Da. Laba piciorului acum o duc altfel. Așa. Asta operată când mă durea. Așa. Era amorțit, văd că acum nu prea mai... Așa, plimbați-vă, plimbați-vă. Dar probabil că o să da drumul mai nu bine. Sunt zmucituri, nu sunt așa. Nu. Da, nu. Nu, acum puneți, vă rog, piciorul drept aici pe... așa și flexați în față. Așa, nu, cu talpa. Și flexați în față. Că am umblat și la genunchi. Asta îmi trebuie. Flexați puternic, că dumneavoastră fiind de la țară, dumneavoastră, ce să vă spun, se vede aici, se vede zona operată, cum lucrează, impecabil. Invers, piciorul celălalt. Merge mai bine. Așa. Așa. Și eram și cu ăsta. Da, da, da. Dar am avut o răceală după, da, da, da. După operații. Că am înțeles. N-am păstrat-o. Da. Acum, hai dați aici, vă rog frumos, și să încercăm să vedem dacă se poate. Să punem piciorul drept sus aici, mai sus. Așa. Așa. Și celălalt? Așa. Impecabil. Domnul Băncină, hai dați... așa, sunteți mai tânăr ca mine cu 2 ani, cu ăsta, cu picioarele pe covoraș. Hai dați să alergăm un pic așa. Așa, hai dați, vă rog. Tragem aer, inspirăm. Limba. Hai dați, vă rog. Și mai repede, că ne prinde ursul. Hop, 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 hop. Domnul Băncilă, cuvintele-s de prisos. Deci, în concluzie, după prima procedură. Bună! Doamne, filă, da. Să vă fie de folos, bună. Să vă fie de folos. Și să aveți viață lungă. Mulțumesc și dumneavoastră. Să mai rezolvați de ăștia care nu mai pot. Mulțumesc. Trebuie să intrați într-un program, aveți 90 de kilograme. În 3 luni o să aveți cu 75 de kilograme. O să vedeți și o să discutăm despre asta. Doamne ajută, fileodată!